După 1 ianuarie 2015, deținerea de câini fără microchip și neînregistrați este interzisă. La începutul acestui an a fost publicat în Monitorul Oficial faptul că deținătorii de câini trebuie să își microchipeze patrupedele și să le înregistreze în Registrul Evidenței Câinilor cu Stăpân, asta potrivit normelor privind înregistrarea câinilor cu stăpân adoptată de guvern. Microchiparea câinilor și înregistrarea lor se face la cabinetele veterinare. S-a publicat noua lege legată de identificarea animalelor. Deocamdată se creează baza de date la nivel național, unde vor fi introduși toate animalele de companie, atât câinii cât și pisicile, vor fi introduși în această bază unică de date, la care vor avea acces toți medicii veterinari. Toate animalele trebuie identificate. Asta înseamnă că tuturor animalelor de companie, indiferent că locuiesc într-un apartament, într-o curte, la țară, la oraș, este mai puțin important, vor trebui să aibă un microchip. Acest microchip se va aplica de oricare medic veterinar, după care se va citi, se va obține, fiecare microchip este însoțit de un cod unic de bare, iar aceste date legate de proprietar și de animal vor fi introduse în această bază unică de date. Potrivit actului normativ, proprietarii câinilor au obligația să achite contravaloarea costurilor de identificare și înregistrare în Registrul Evidenței Câinilor cu Stăpân a serviciilor prestate de către unitățile medical-veterinare. Mai exact, în județul Hunedoara, pentru aplicarea unui chip se plătește în jur de 50 de lei. În România, spre deosebire de alte țări din Europa, în România nu există această bază unică în care să fie înregistrați atât proprietarii cât și animalele. Avantajul acestei identificări la nivel național este că în orice moment se poate ști dacă cineva găsește un câine sau dacă un câine se pierde, se poate afla imediat proprietarul, adresa, unde este ținut animalul. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile vor fi mai bune pe viitor. Câinii microchipați înainte de data intrării în vigoare a normelor publicate în Monitorul Oficial cu un microchip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi înregistrați în baza de date și se vor emite carnete de sănătate noi conform prezentelor norme.